Hai. Spune cine, cine pe cine ai iubit mai roda bine. Hai să faci 1, 2, da? Vezi tu, părinte, te prins băiatul meu, uite cum stați așa, să mă aranjez. 3, 2, 1. Mașina, n-am vrea să muriți, nu, că n-am. Că e greu cu mormântările, cu COVID-ul. Mie îmi place, dai încă unul, salvează-l. Bă, dar îmi place așa, bă, bă. Bine, mă, Robert. Hai, 3, 2, 1. Ce întrebări? Alex, cum și mi-a fost? Haide acolo. Unde? Să repostez. Mai da, repostez. 3, 2. Ce să crezi, scumpo? Îți dau o veste extraordinară. Stai, mă, nu pica de picioare, cred că n-ai auzit-o. Mai avem puțin și intrăm în direct, e un pic foame, n-am mâncat nimic și pot să spun că fac o echipă de milioane și au un nou proiect, Amna și Robert Toma, citesc de pe prompter. Da, vă mulțumesc că ați venit la emisiunea mea, sper că mă aud. Este o emisiune de gătit, se pare, și nu prea mă pricep, am nevoie de asistență. Cred că o să facem astăzi o pizza, pentru că mai mult de atât n-ar mai 3 minute până la... 3 minute. Da. 4, 3! La vorbește lumea, ne-am întors alături de Anna și Robert Toma. Salut, bine ai venit! Bună dimineața! Da, da. Pentru că pentru mine e bine. E dimineața, da. E foarte bine. N-are copil încă, știi? O colaborare fructuoasă. De aproape 2 milioane de talent. Da, ne bucurăm foarte mult. Ne bucurăm foarte mult de talentul lui Robert. Cred că facem o echipă bună și... Foarte, foarte bună. Este foarte bine. Papa, salut! Bine, totul bine! Doamne, hai spune-mi cine! Cine? Pa, 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 pa! Ești ok? Da, mai veniți pe la mine? Cum să nu? Doamne, iartă-mă! Te pup! Pa, să rămână pe ce? Bine ați venit la studioul lui Andy Ghișoiu și Klein. Andy, cum se numește studioul ăsta oficial? Ai pus nume? Nu ai pus, nu m-am auzit. Record. Uite, mă, are numele aici. Andy Records. Hai să pot de ceva. Hai să, trebuie să găsim un nume pentru studioul ăsta neapărat, rapid. Mosquito Records. Oh! Hai, toți sunt țarii, dacă las. Facem acum botezul? Încerc să-mi dau seama dacă ești mai rapid cu ăsta sau te îngreunează. În mod normal ar trebui să fii mai rapid. Să mixezi mult mai rapid piesele, știi? Mult mai rapid. Nu te-ai obișnuit, dar asta e interesant așa că simți butoanele, știi? Uite. Aici compresor, egalizator. Are foarte multe chestii interesante. Și chiar aș fi curios să-l încerc, să văd cum ar suna o piesă după ce mixez cu asta și în cât timp mi-a luat. Bine, prima oară sigur mi-a luat mai mult timp până îmi dau seama cum se grupează track-urile. Știi? De aici. Înalte. Joase. Compresie. Interesant. Bă, ce pune camera că m-am blocat. Stai așa, să punem niște întrebări mai dubioase. Bă, zi-mi și mie că, uite, să știi că multă lume mă întreabă. Da. Mulți au impresia că pe mine mă știu de la Vocea României. De ce mă n-ai fost? Eu am cântat, dar n-a fost concurent. Da, la Vocea României. Zi tu cum e la Vocea României. Dar zi, bă, fii sincer, adică nu că, domne, că la Vocea României, că nu știu ce. Zi sincer. Păi ce, zi? Care a fost experiența ta? Băi, e marfă. Filmați acum vlog? Da, bă. Așa, îl întrebam, vă rog, cum a fost. Du-te că zi, lumea ochea frumos și ai tăi. Da, mă, chiar mă, dă-ți mă și tu ochii la. Așa mă, ziceai de Vocea României, că ziceai de să trece prin toate stările. Da. Așa, zi-mi cum a fost după Vocea României, ai simțit ceva altfel? Băi, a fost, clar, uite, eram la un restaurant și era un monitor și era dat pe Pro TV și eram cu, nu știu, cu niște prieteni și așa mai departe și a fost întâmplarea că am nimerit să cânt eu. Mi s-a dat telefonul peste cap.
m-am început la nu știu, te erai caută. Erai vedet? Eram vedet. Erai vedet, nebunule. Atunci ai zis gata. Bă, nu mai știu ce piesă ai cântat. Am cântat în audiție Hotline Bling. Nu cred. Bă, da. Ce blană. Bă, știi de ce am fost la Vocea României? Așa mă, zi direct, de ce ai fost la Vocea României? Eu n-am fost la Vocea României pentru concurs în sine. Am fost că am vrut să-l cunosc pe Moga, că nu știam cum să ajung la el. Și am zis, bă, dacă mă duc la Vocea României, indiferent că trec, că nu trec, tot îl cunosc pe omul ăla, mă duc pe ce e numărul de telefon. Știi? Și am zis, hai, gata, mă duc la Vocea. Știam unde e studio, dar mi-era rușine să mă duc gen așa neinvitat, băteam la ușă, că nu, e genul meu. Și am zis, mamă, gata, mă duc la Vocea România. Mă, salut, am venit și eu. Da. Că... Și m-am dus la Vocea și am zis, mamă, mă duc să-l cunosc pe om. Și am stat de la 8 dimineața până la 8-9 seara. Când a trebuit să intru eu, am stat și acolo mi-am descoperit anumite stări. Am vrut să plec, am zis, gata, nu mai, nu știu ce, ne enervez, după aia emoții, după aia mai vibe, după aia da. Mă rog, am cântat. Bă, și în 3 secunde a fost record, mă primez? La 3 secunde a fost record pentru că Munga s-a întors imediat primul. Bă, ești nebun? Și nici nu mai aveau foarte multe locuri libere în echipele. Continuam să cânt, nu știu, s-a întors Munga și așa am început să-l cunosc. Ca să știe lumea, după concurs ai stat, nu mai știu, 3-4 ani. Cât timp ai fost la Munga? Sau ești la mă. O piesă super fresh cu Sony Flame, așa că uitați-vă pe canalul lui de YouTube, căutați acolo Inima! Inima Sony, vă rog! Bă, mie îmi place piesa, să știi, eu am ascultat-o. Da, nu știi că ți-am dat și share, nu mai știu. A dat share, la toată lumea. Bă, mi-a dat și mie share acolo, dar nu de la nimeni. Da, da, da. A scos Robert cu Anna, ai dat share. Ai dat share? Nu am dat. Zic de ce, fii atent. Păi lasă să zic. N-am dat share pentru că de obicei mi-ar fi plăcut să dau cu swipe up. Încă n-am. Așa că vă rog frumos, Alex Baroc pe Instagram, ca să pot să dau cu swipe. Sony e aici cu noi și pentru cei care nu au văzut emisiunea Survivor, eu chiar sunt curios dacă au mâncat acolo, pentru că eu tot timpul m-am întrebat dacă aș merge într-o emisiune de asta, dacă aș putea să stau nemâncat la mine, mâncarea e jale. Eu dacă nu mănânc, o iau raznă, tremur, fac urât, urâsiesc. Așa că aflăm fix de la sursă cum a fost treaba acolo cu mine. Să știi că toată lumea mă întreabă. Asta cei care s-au uitat, bă, chiar era așa pe bun, da, sau vă mai dădeau ăștia pe sub mână pe acolo. De la nimeni nu vine să creadă că chiar noi mâncam două linguri de orez pe zi. Acolo plus nucă de cocos. Wow, dacă găseam și pe aia. Frate, nu deci știu erau niște condiții minime de supraviețuire și chiar erai pus în anumite situații și trebuia cumva să faci ceva ca să reziști. Adică gândește că de la două linguri de orez și mai făceam și traseele alea nebune, care chiar te solicitau. Păi asta la un moment dat te ridicai de pe scaun, de fapt scaun, n-aveam scaune acolo, stăteam în baraca aia pe lemn, acolo dormeam, de te dureau șoldurile și umerii și toate alea. Și te ridicai de acolo și te lua amețeala, bro. Deci trebuia să te direct. Pe bune, adică pe fiecare ne lua amețeala, că n-avea timp să le zici pe două linii. Și chiar alea erau condițiile, nu mâncam absolut nimic, încercam noi să mai pescuim, să mâncam, dar nu. La modul ăla de survivor. Bro, deci nivelul de trai al unui boschetar, cred că și ea mai cerșesc cât o pâine, noi n-avem de unde să cerșim. Și cât ai stat? Era o lună. Mamă, o lună de zile ai mâncat numai urez. Dar stai că eu am fost pe lângă cât au stat alții. Uite, alții, Elena, spre exemplu, care a câștigat Elena Ionescu, a stat 4 luni acolo, frate. Și ca femeie, vai. S-au dereglat hormonal, deci nu le mai venea menstruația, s-au îngrășat fetele, îți dai seama, s-au dat peste cap. Grav. Mi se pare hardcore. E foarte greu și gândește că eram în junglă, stăteam cu tarantulele, cu lăcustele, șopârlele, cerpi, șobolani, umblau pe la noi pe acolo prin gheretă. Era numai băieți de aia așa. La un moment dat dormeam și țin minte că am simțit ceva așa. Mamă, când am dat odată, m-am trezit. Cred că șobolani era când am simțit așa cum urca. Foaie de cap. Deci a fost bă, deci o aventură pe bune și chiar nu știu dacă e pentru toată lumea, dar eu am avut o viață nu foarte liniștită așa în copilărie și am zis că bă, sunt pregătit. Am făcut eu un test înainte cu vreo o lună, două înainte. Ți-ai dat așa la puțin rațele în care? Am făcut o cură de parazitare și n-am mâncat timp de 21 de zile carne.
Și am vrut să, că eu sunt cu carne, frate, adică eu mănânc aproape la fiecare masă, mănânc carne. Și am văzut că pot să rezist 3 săptămâni fără carne și am zis, că nu e așa rău. Hai că merge, nu. Dacă pot eu fără carne, dar nu e chiar așa. Bă, în contextul ăla tu acolo cred că depuneai și super mult efort, adică nu. Da, pe aveam jocuri în fiecare zi. Plus că erai, trebuia să filmezi non-stop, erai filmat 24/24, aveai testimoniale, interviuri, adică și mai erau zile când nu mergeam la joc. Una, să zic așa, pe săptămână, două cel mult. Dar tot era solicitant, că stăteai în soare, interviuri, tot timpul, avea activități, nu stăteam ca plășnițele, știi? Acum poți să zici că ești pregătit, poți să mergi la Science Test. Am văzut că și acolo tot ceva de genul. Păi da, mă, zic că e foarte greu, dar nu știu dacă e mai greu ca la Survivor, sincer. Și unde ați fost acolo, pe acolo, de bine, de rău te descurci, dacă ești băiat descurcăreț, da, cerșești o felie de cumva. Ceva, mănânci da. Cumva. Dar acolo nu aveai de unde, unde să cerșești, ce să mănânci, scoarță de copac. N-aveai. Era nasol cu mâncare, păi, în primul rând. Dacă ți se făcea rău, ce făceai? Presupun că aveați acolo ceva. Băi, de urgență. Gândește că formatul e făcut destul de smart. Adică ei s-au gândit dozele care era administrat cât să nu, cât să nu, să nu murim de foame. Știi? Adică două linguri de orez, mai un cocos. Așa și trăiam. Dar slăbeai, deci m-am slăbit. Nu știu că nu m-am cântărit, dar se vedea că eram rotunjor când am intrat. Și când am plecat, aveam foaie de ceapă. Și ai recuperat cu sală, cu chestii, ai mai băgat ceva după? Nu prea am luat-o ușor cu sala, că m-am accidentat din primul joc. Da? Da, m-am împiedicat de ceva și am căzut cu toată greutatea pe mâna dreaptă. Și de asta m-a oftit, că n-am putut eu să dau tot. Deci n-ai fost 100%? Acolo. N-am fost 100%, am fost undeva la 60-70%. Dai seama că acolo la trasele alea trebuia să te dai pe coate, să te agăți, să te tragi și fiind și mâna și dreapta cu care la obstacolul de final aruncai, m-am împiedicat mult. Dar am fost pus în situația aia și a trebuit să mă descurc cumva și cred că am rezistat în condițiile date, am rezistat destul de bine. Și cât era premiul acolo? 50.000 de euro. Îți mă rog. Elena. Te-ai sacrificat? Mai duce. Te-ai duce rău? Mai duce să... Eu m-aș mai da, mă, băi, deci concursul e pe bune, nu. Așa, asta e concluzia, concursul e pe bune, Survivor, băgați-vă acolo să nu mâncați nimic. Hai noi în studio să ne facem bani de o pâine. Bă, hai, mulțumesc că am stat de vorbă cu noi, de fapt că e pentru vlog. Îl găsiți pe Instagram? Sau pe unde Instagram, ești, YouTube, pe unde Insta. Pe Insta. Sony? Sony Flame. Sony Flame. Zici de canalul meu de YouTube, că mi l-am făcut acum recent. Păi zi tu, frate. Mă găsiți pe canalul n-a fost deloc convincător. Căutați acolo Baroc pe Instagram, Alex Baroc pe Instagram și Baroc pe YouTube, o să mă găsiți. Și piesa, să căutați piesa. Da, cum și piesa. Inima, nu? Inima, da, și urmează multe. Urmește. Plan. Asta da. Dați fara lui Robert acolo. Robert, hai să nu uiți aia. Hai, că trebuie să spun repede și... Cum o mașinuță? Cum să pun un buton aici care să închide studioul, frate? Ne-a luat lumina, ne-a luat curentul. A venit Mirica frumos, a zis, oh, ce buton. Pac, s-a luat curentul. Scrie și tu danger, frate, că ești un butonist. Ia joacă-te cu asta. Asta zic. Hei! Băi, ești nebun! Dacă vă butonul rezist, mă jur! Ăsta e semn! Ăsta e semn că ai dat bine strofa! Da, hai! Ia! Oh-oh!